filmat mai ieri lodul uscat de pe podul Basarab. Să vedem în ce stare e podul Grant, renovat recent. Fluieră însoțitorii de vagon de la trenul care trece acum pe sub pod. Pare curat, dar aici e în pantă și aici și vântul și ploaia spală. Sunt doar mucuri de țigară multe. Rușine șoferilor care fumează și aruncă așa peste cea. E și periculos și nesănătos. Și aici găsim deja primul strat de glod. Glod uscat care se transformă în praf. Și podul e nou, renovat recent. Deci probabil de atunci nu s-a mai făcut curat niciodată. Prin oraș se laudă, bagă primarul Ciu cu clipuri, cu mașini care spală cu detergent trotuarele, carosabilul. Dar aici unde vântul cel mai ușor ridică praful în aer, vedem că n-a intervenit. Sau, ca să fiu corect, la jumătate de pod, care probabil aparține de sectorul 1, era murdar. Aici, în sectorul 6, trebuie să constat că e mult mai curat. Deci, probabil Ciucu își face treaba, dar Podul Armand numai cu bla bla. Sau e certată cu serviciul de salubrizare. Pare că e complicată situația acolo. Iată deci diferența între două sectoare din București. Chiar pe un pod care le leagă. Și oarecum face mașina autospecială aceea? Intră pe pod și la jumătatea podului pornește curățenie. Uite, aici cred că o-și trecut și-o spălat, o stropit cel puțin. Se vede spumă, nu cred că e detergent, dar poate fi. Nu știu dacă au dat și cu fieria sau doar cu apă. Acum, înainte de ploaie, chiar că trebuia o leacă de apă. Deja plouă. Durează. Dar miroase detergent, deci probabil au băgat. Acum ar trebui să mai intervină și la denivelările astea de pe marginea drumului, că sunt periculoase, mai ales pentru bicicliști și bicicliste. Aluneci direct sub roțele transportului. Nu trebuie ploaie, e suficient praf să fie și te-ai dus. Iată și dovada. Autospeciala din sectorul 6 merge, stropește, doar că praful rămâne pe marginea drumului. Ar trebui să meargă alt aparat cu perie să-l adune, nu să-l ridice în aer. Poate imediat după ce a fost tropit, să meargă cu măsura. Mai am o pretenție, autospecialele astea ar trebui să lucreze noaptea, nu ziua când stropesc pe toată lumea, pietoni de pe trotuar sau iată bicicliști. Mașini ar trebui să meargă când nu-i periculos, când nu dăunează. Că apa asta cu detergent și cu praf nu cred că e foarte sănătoasă. Să o inhalezi sau să-ți intre în ochi. Dacă tot lucrează sâmbătă așa, au salariul dublu, ar putea să lucreze și noaptea. Pentru motivul ăsta. Ia uite ce grop de nivelări pe marginea drumului. Doar podul Ciurel e mai curat, că e mai nou. Dar o să-l inspectăm și pe asta. Mai la Paște încolo. Keep it.